România TV a obținut o victorie la CNA care le-a pus capac reziștilor. Nu există bază legală pentru închiderea postului nostru, așa cum au visat mințile fierbinți ale propagandei. În timp ce reziștii se chinuie din răsputerie să ne cenzureze, șefii Ringier din Elveția au angajat o firmă de renume internațional pentru a face o anchetă în urma morții tragice a Iuliei Marin. Mai multe coroane cu flori și poze ale Iuliei Marin au fost depuse în fața sediului Ringier din Elveția. Tragedia i-a impresionat profund pe colegii ei din Elveția, dar și pe românii care locuiesc acolo. Mai mult, în onoarea Iuliei Marin, șefii mari de la Ringier Elveția au dezvăluit pentru România TV că au angajat o firmă de renume pentru a-i ajuta să facă lumină în ancheta privind moartea tragică a jurnalistei. Ne-a oferit și o informație extrem de importantă, și anume că au angajat o firmă de renume internațional care îi va ajuta în anchetă, și permiteți-mi să vă citez exact răspunsul pe care l-am pus aici. Am angajat o firmă de renume internațional să ne asiste în investigație. Cel puțin atât putem face, nu ne vom opri. Cronologic, această decizie vine după ce tot ei ne-au anunțat că luni vor începe o investigație aici în România, informație pe care am obținut-o în exclusivitate și care a fost negată de cei de la Libertatea, spunându-ne că ne-am dorit noi și că nu se face nicio investigație. Apoi au venit răspunsurile lui Tolontan, care au încălcit și mai multițele acestui caz. Tolontan spunea că la dosarul medical al Iuliei Marin nu figurează vreun act medical care să indice lipsa discernământului, contrazicând astfel toate mărturiile publice ale jurnalistei. În ciuda eforturilor de a închide postul nostru de televiziune, planul reziștilor a dat greș. Postul România TV nu va fi închis pentru că nu există nicio bază legală pentru o asemenea decizie. Este mesajul transmis chiar de membrii Consiliului Național al Audiovizualului. Aș pleca de la ce nu e cazul în această situație. Pentru că au fost mai mulți care au zis, oameni, trebuie suspendați, trebuie închiși. Și vreau să le pun în fața articolul 95, nu trebuie să mă creadă pe mine pe cuvânt, în care legea stabilește clar în ce situații Consiliul poate lua o asemenea măsură extremă. Poate decide retragerea licenței. 4 situații. A. Incitarea publicului la ură națională, rasială sau religioasă. Nu e cazul. Incitarea explicită la violență publică. Nu e cazul. Incitarea la acțiuni care au drept scop disoluția autorității de stat. Nici vorba. Incitarea la acțiuni teroriste. Nici discuții. Nu noi suntem cei mai mari judecători. E extrem de nefericit să spui că Consiliul Național al Audiovizualului poate să închidă o televiziune. M-a deranjat că toată lumea știe în această țară că instituția la care astăzi lucrez, CNA, ar putea să închidă o televiziune, iar noi nu putem face așa ceva. Ironia este că tocmai văzusem emisiunea aceea în direct, însă, din punctul meu de vedere, nu erau încălcări să atragă în mod special atenția. Dacă simplificăm lucrurile, o să vedem că domnul Ciutacu, în prima emisiune și a doua, lucrurile sunt au o altă nuanță, nu face nimic altceva decât să aducă o știre în public, să pună întrebări și să întrebe în același timp retoric vis-a-vis de un fapt. Restul, felul în care s-a desfășurat o emisiune în direct și în prima ediție și în prima a doua ediție, sunt doar nuanțe ale unui discurs public în direct, care pot fi, sigur, interpretate, speculate, funcție de cine face speculația, fie funcție de niște interese. În timp ce reziștii au pierdut în fața România TV, ancheta privind moartea Iuliei Marin continuă. O să
dosarul deschis de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, care investighează moartea Iuliei Marin, avansează pe zi ce trece. Acum se așteaptă rezultatele de la Institutul de Medicină Legală în ceea ce privește autopsia, însă, mare atenție, nimeni nu se atinge de bunurile Iuliei Marin. Tot ceea ce înseamnă haine, telefoane, tabletă, laptopul și așa mai departe, a fost puse sub sigiliu, apartamentul a fost închis, sigilat, nimeni nu intră, nimeni nu se atinge, nici măcar proprietarul imobilului. Dacă se găsește sau nu un autor moral al acestei cauze, al acestei tragedii, da, asta după ce, îmi spuneau astăzi surse din procuratură, terapeuta a venit și a declarat că cumva se bucură că Iulia Marin a murit și că și-a ales momentul oportun. Să nu ne surprindă, spun sursele mele, dacă începând de mâine la serviciul omoruri ar putea fi chemate anumite persoane, în special această terapeută, fratele Iuliei, da, dar și un